Astăzi, în jurul orei două, o patrulă de la sectorul PF armației Marmației a observat mai multe persoane care transportau către interiorul țării colete voluminoase. Polițiștii de frontieră au acționat pentru reținerea celor în cauză, efectuând somațiile legale prin voce, moment în care bărbații au abandonat coletele și s-au dispersat în direcții diferite. Pe timpul acțiunii au fost trase șase focuri de avertizment în plan vertical, deoarece persoanele în cauză nu s-au supus somațiilor legale prin voce. În urma cercetării zonei au fost descoperite opt colete cu țigări de proveniență ucraineană. Și și de frontieră de la sectorul PF Poenile de Submunte au descoperit în apropierea frontierei de stat, ascuns în vegetație, un colet cu țigări. În ambele cazuri, țigările au fost ridicate în vederea confiscării, iar în continuare se fac verificări pentru identificarea persoanelor implicate și a documentării întregii activități infracționale.